Bună ziua, vă propun o lecție recapitulativă la capitolul Elemente de organizare a datelor. Resursa este pentru clasa 7-a la disciplina matematică. Să începem cu o diagramă care se referă la opțiunile religioase pe care le-au avut oamenii. În diagrama alăturată apare distribuția religioasă a populației globului în anul 2020. Populația globului în acel an era de 7,8 miliarde de persoane. O să vă rog să răspundeți la câteva întrebări pornind de la această diagramă. În anul 2020, pe glob, erau 400 de milioane de oameni care au opțiunea religioasă Shinto. Cât la sută reprezenta acest grup din grupul altceva? Cât la sută reprezenta acest grup din populația totală a globului? O altă întrebare, câți au fost adepții islamismului? Câți au fost adepții hinduismului? Cât la sută reprezenta numărul oamenilor fără religie comparat cu numărul celor din religia majoritară? Să încercăm să răspundem la aceste întrebări. Înainte de a răspunde la întrebări, dacă vrei să recapitulezi capitolul procente, poți să o faci aici și acum să luăm să răspundem pe rând la întrebări. La prima întrebare, trebuie să calculăm prima dată grupul altceva, care, după cum vedeți pe această diagramă, reprezintă 3%. Cât este 3% din 7,8 miliarde? Și obținem 0,234 de miliarde. Grupul Shinto, care este de 4 milioane de oameni, este pe la sută din acest 0,234 de miliarde și dacă îl calculăm pe P, obținem 0,017%. Deci grupul Shinto reprezenta 0,017% din populația cu alte religii. La a doua întrebare, pentru a calcula cât la sută reprezenta acest grup din populația globului, trebuie să calculăm cât la sută este 4 milioane din 7,8 miliarde. Calculăm acest raport și observăm că rezultatul este 0,0005% din populația totală. A doua întrebare este cât la sută din populație au fost adepții islamismului. Aici observăm islamismul e 24%, deci vom calcula 24% din 7,8 miliarde și obținem 1,872 de miliarde. A treia întrebare este cât la sută din populație au fost adepții hinduismului. Hinduismul observăm aici, adică 15% din populație. Calculăm 15% din 7,8 miliarde și obținem 1,17 miliarde. Ultima întrebare este ce procent reprezintă numărul oamenilor fără religie din religia majoritară? Păi, numărul oamenilor fără religie este 15% din populație. Religia majoritară, creștinismul, este 31%. Putem să calculăm pur și simplu făcând raportul dintre 15 și 31 și obținem că este 48,38% raportul cerut. Un alt exercițiu se referă la pariul făcut dintre doi băieți pasionați de biciclete. Ei s-au gândit să facă o tură de biciclete în zona orașului Timișoara, dar
ca să nu se influențeze unul pe celălalt, au parcurs distanța în sens opus. Adică, Mihai a pornit din Timișoara, a luat-o prin Săcălaz în Mihai Român, Utvin și a ajuns înapoi în Timișoara, Bogdan a făcut traseul în sens invers, tocmai și s-au cronometrat. Avem aici câteva întrebări pe baza datelor din acest tabel. Care dintre cei doi prieteni a terminat traseul mai rapid? Cât a așteptat prietenul mai rapid după colegul său? Care a fost viteza medie a lui Mihai? Și după ce a parcurs 10 km, Bogdan l-a sunat pe Mihai. Între care două localități era Mihai în acel moment? Prima întrebare. Care dintre cei doi băieți a făcut traseul în timp mai scurt? Păi, dacă ne uităm în tabel, observăm. Mihai a plecat la 11.55 și a ajuns la 14.07, adică traseul a fost 2 ore și 12 minute, pe când Bogdan a plecat la ora 12 și a ajuns la 13.54. Deci, traseul lui a fost 1 oră și 54 de minute. Evident, Bogdan a terminat traseul mai rapid. Cât a așteptat prietenul mai rapid după colegul său? Dacă ne uităm, Mihai a sosit la ora 14.07 în Timișoara. Bogdan a sosit la ora 13.54 în Timișoara. Adică Bogdan a așteptat în total 13 minute. Care a fost viteza medie a lui Mihai? Mihai a plecat la ora 11.55 din Timișoara și a ajuns la ora 14.07. Lungimea întregului traseu e 29,5 km. Durata traseului pentru Mihai a fost 2 ore și 12 minute, transformat 132 de minute, care s-a transformat în secunde, și atunci viteza am exprimat-o că e aproximativ 3,7 metri pe secundă. După ce a parcurs 10 km, Bogdan l-a sunat pe Mihai. Unde se afla Mihai în acel moment? Calculăm în mod similar viteza lui Bogdan. Bogdan a parcurs în aceeași distanță, dar după cum știți, într-un timp mai scurt. Deci, viteza lui Bogdan apare aici. Mihai a pornit cu 5 minute mai devreme, deci el era pe traseu de 44 de minute, adică Mihai se află între Timișoara și Săcălaz, pentru că până la Săcălaz Mihai ar face 57 de minute. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să ne vedem la o altă resursă. La revedere!